Începând din data de 9 aprilie, în zilele de marți și joi, între orele 9 și 14, câmpul Ungenii și locuitorii comunelor din zonă vor putea face la câmpul lung înmatricularea provizorie a autoturismelor și preschimbarea permiselor fără să mai meargă la Pitești. Persoanele care vor dori înmatricularea vor veni cu actele necesare și vor pleca cu numere provizorii după toate demersurile făcute de polițiști. Nu o să mergem pe linie de programare, diferența este între ce se făcea până acum și ce se face de aici încolo, este că se fac online. Până acum se făcea decât preluare de documente pe linie de matriculări, dar din acest moment se face și preluare și eliberare, nu numai pe matriculări, cât și pe permise și pe linia de examinări la reprogramare la traseu. Adică sunt decât două activități care nu le putem finaliza, eliberarea numerelor preferențiale, care se fabrică la Pitești și le vor primi cetățenii în ziua următoare lucrătoare, adică ori marțea, ori joia. Până acum, actele erau preluate de polițiști, aduse la Pitești pentru a fi implementate în sistem, iar oamenii primeau numerele roșii, marțea sau joia, în funcție de ziua în care depuneau hârtiile. De mult am demarat procedurile pentru deschiderea unui astfel de birou. Există niște proceduri care trebuie respectate, niște avize care trebuie a fi obținute. Din fericire s-au obținut și iată că ideea deschiderii unui astfel de birou este extrem de binevenită. În 2 ore s-a deschis la 9, suntem la ora 11, sunt deja 30 de cereri depuse și vedeți că e coada afară. Cred că acest birou care va deservi nu doar Câmpul Lungu, ci întreaga zonă înconjurătoare, este un lucru binevenit, scutește lumea de niște cheltuieli, de niște timp, cozile sunt mai mari la Pitești decât aici, așa că își dovedește utilitatea. Este un efort făcut având în vedere că acest serviciu de permise nu are personal așa să fie din belșug. Este un efort făcut de colegii mei, dar să sperăm că se va compensa cumva și anume vor aduna aici mai mulți oameni interesați și va scădea un pic activitatea la Pitești. E o idee, nu știm dacă așa se va întâmpla, oricum acest birou rămâne deschis. În altă ordine de idei, oricine vrea să facă formalitățile de matriculare unei mașini sau de preschimbare a permisului, poate să o facă și aici sau dacă vrea, poate să o facă și la Pitești. Adică nu este legat de raza de domiciliu, unde este mai comod, acolo este așteptat să-și facă formalitățile pe care le dorește. În altă ordine de idei și reprogramările pentru examenele auto se vor face tot aici pentru cei interesați. Nu mai este nevoie să vină la Pitești să facă acolo acest lucru, să stea la cozi și așa mai departe. Prin urmare, una peste alta, iată că deschiderea acestui birou își dovedește utilitatea și credem noi că ușurează mult viața locuitorilor și din Câmpul Lung și din zona limitrofă orașului. Preschimbarea permiselor se va face pe loc. La Câmpul Lung, polițiștii vor avea posibilitatea de acum să facă tot ceea ce fac la Pitești. O parte din meritele pentru această inițiativă o are președintele Partidului Liberal, Noris Măgeanu, care a făcut toate demersurile necesare pentru aducerea acestui serviciu la Câmpul Lung. Domnule președinte, iată că un vis al dumneavoastră s-a împlinit, da? Ați spus că veți aduce aici biroul descentralizat de la Pitești. Iată, avem acest birou acum. Când vom avea și casa de pensii și, știu, o subprefectură la Câmpul Lung? Eu abia am prins gustul. E extrem de bine când demarez o astfel de acțiune și vezi că se finalizează. Am strâns vreo lună de zile la finalul anului trecut semnături alături de colegii mei din partid, cărora le mulțumesc. Și acum am început deja să strângem semnături și pentru un oficiu al Casei de Pensii și pentru un oficiu al Casei Naționale al Asigurărilor de Sănătate. Încercăm și de asemenea un oficiu pentru persoanele cu handicap. Este un bazin mare de oameni aici, sunt aproape 100.000 de oameni în jurul Câmpul Lungului, cu tot cu comunele limitrofe, care, după cum vedeți, au nevoie de aceste servicii. Este evident un lucru bun făcut, e doar primul, dar e o realizare de care ne bucurăm. Prima persoană, că am spus că voi da un premiu primei persoane, am luat legătura, este un domn din Nămăiești,
încă o dovadă că nu doar câmpulugenii beneficiază de acest oficiu și va avea un curs de pilotaj la școala de conducere defensivă a lui Vali Porcișteanu, care va veni oricum în câmpul să facă mai multe cursuri în perioada următoare. Deci sunt lucruri bune care se întâmplă, iar eu sunt foarte mulțumit. Este un prim pas important în descentralizarea serviciilor și direcțiilor județene, care, prin înființarea de servicii și birouri locale, vin în întâmpinarea cetățenilor din nordul județului.